După ce s-a închis petrecerea, băieții au stat la masă, au mâncat ceva ca de obicei. La un moment dat, Valentin a băgat puțin bățul prin gard la Liviu și la Dediș, întrebându-l pe Liviu dacă are vreo treabă cu Dediș. Liviu a zis, nu, eu n-am nicio treabă cu el, dar el are o treabă cu mine și m-a urmărit ca pe butelie, a stat cu ochii pe mine ca pe butelie în seara aceasta și m-am speriat, spunea Liviu. Albert îl întreba pe Dediș, da, de ce l-ai urmărit, mă? Ce s-a întâmplat? Și Liviu spunea că l-a urmărit din cauza Deliei și că pentru că se simțea urmărit, n-a mai avut curaj să uite nici la Delia, dar nici la Adriana. Îi spunea lui Dediș, să știi că m-am uitat pe ascuns, m-am uitat la ele când nu m-ai văzut tu. Dediș îl întreba, te-ai simțit intimidat, nu-i așa? Și Liviu a zis că da, s-a simțit intimidat și îi spunea, mă uitam când nu mă vedeai tu. A început să râdă Dediș și Cristian îi spunea lui Dediș că râde cu dinții albi, de parcă ar fi genul ăla de persoană care de-abia și-a pus fațete și tot timpul stă cu dinții la vedere. Liviu a zis că l-a urmărit blană Dediș și că numai cu ochii pe el a stat. Îi spunea chiar că l-a urmărit Dediș, cum nu l-a urmărit nici Iuliana în seara aceasta.